întrebați. Astă seară o să ascultăm muzică a unor grupuri corale de copii și de adulți, pe care le va prezenta doamna Simona Vasile mai amănunțit, dacă ne face onoarea să și vină. Bine, bine. Salutăm în sală prezența excelenței sale doamna ambasador Dana Constantinescu. Va fi și o temută membra a juriului. Sperăm să vă oferim o seară plăcută de muzică și de multă prietenie și de deschidere sufletească. Predau microfonul ca să aflați amănunte muzicale interesante. Am preluat legătura. Bună seara și bine ați venit la concertul inaugural al grupului Arpegio și Roa. Vă vom spune în această seară povestea noastră, o poveste inedită. Bună seara e bienvenuti al concerto inaugurale del gruppo Arpegio e Roa. Un gruppo con una storia tutta da raccontare. Come nella canzone si sono visti e piaciuti. Così è nata la favola tra Arpeggio e Roa. Arpeggio, format din Lăcrămioara, Piața, Beatriz, Cristina, Ivana și Simona. Ea fiindcă la Pomeția în martie 2014. Exact în aceeași perioadă, la Latina se întemeia grupul Roa, format din Adrian, Gelu, Nicu, și Valis, cumnatul, grup care a avut onoarea să fie botezat de Dana Manuela Constantinescu, excelența sa ambasador al României în Italia. Mulțumesc! Arpeggio nasce a Pomezia nel marzo 2014. Esattamente nello stesso tempo nasceva a Latina il gruppo Roa, che ha avuto l'onore di essere battezzato da Sua Eccellenza Dana Manuela Costantinescu, ambasciatore della Romania in Italia. In prima parte vom presenta trecutul grupurilor noastre. Două realități paralele cu aceeași pasiune pentru muzica populară corală, care încă nu se cunoșteau. Veți asculta melodiile care ne-au condus până în această seară la lansarea noastră oficială. Vom cânta cântece de dragoste, sârbă, horă și multe altele care sperăm să vă bucure sufletul. Nella prima parte vi riprodurremo il passato, quello di due realtà parallele con la stessa passione per la musica popolare corale che ancora non si erano conosciute. Ascolterete brani che ci hanno accompagnato fino all'evento di stasera. Sono canti che parlano dell'amore e della natura. Alcuni sono canti da ballo, tra questi ascolterete Sârba, Hora, Priul, che sono tre balli popolari romeni. Un dialogo in nota ironica, accompagnato dalla videotraduzione in italiano, sarà il nostro modo di presentare questa prima parte. Vi auguriamo buon ascolto. Scusați-ne, putem să începem noi, că suntem astăzi și venim din altă provincie, voi jucați pe teren propriu. Sigur! Să vezi oricum acoară,
certuze, dar era vorba că începe noi. Era, dar n-am răzgândit. Noi hotărâm cine începe dacă toți suntem la noi acasă, nu? Ok, acum putem cânta și noi, dacă tot am venit până aici? Sigur, vă rog. Iar așa, iar așa,
itineratea, o să ne uităm până ne venea rândul din nou. Acum puteți cânta, vă ascultăm. Sigur. Cum aș duce, pe care ne-am de piatră duce, seara la curiță.
tactice să menținem atmosfera, dar să schimbăm puțin ritmul de joc și de voie bună. Bine, d'accord. Iar gloria ta.
coro Il mondo incantato dei bambini. Vi presentiamo il coro Cantus Mundi. Strigându-ne peste cât aventuieraș,
atent în noi o fi strâmbul interzit. Un pițigoi din vârtepo, așa i-a și ripit. La 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 la, așa i-a și ripit, așa i-a și ripit. Arpegio și Rova. Dorim să transmitem copiilor pasiunea pentru muzică și mai ales pentru folclor, un tezaur cultural pe care puține popoare l-au păstrat. Cantus Fundi e futurul muzical del grupo Arpegio și Rova.
vogliamo trasmettere ai ragazzi la passione per la musica e soprattutto per il folklore, un tesoro che pochi popoli hanno conservato. Modul cel mai potrivit de a face este exemplul și experiența directă pe scenă. De aceea, membrii grupului Arpegio și Roa vor instrui și alți copii care vor face parte din corul Cantus Mundi. Mulțumim, Cantus Mundi! Il modo migliore di farlo è l'esempio e l'esperienza direttamente in scena. Per questo motivo, Arpegio e Roa continueranno a preparare i bambini che faranno parte dal coro Cantus Mundi. Grazie Cantus Mundi, abbiamo dei pensierini per voi da parte di Arpegio e Roa, da parte del signor Cioric Costantin e Julian Mantu e soprattutto da parte del deposito Romania, il nostro sponsor. You both go out your way and the vibe is feeling strong and what's small turn to a friendship turn to a bond and that bond will never be broken, the love will never get lost. And when brotherhood come first then the line will never be crossed, established it on our own when that line had to be drawn and that line is what we reach, so remember me when I'm gone. Can we not talk about family when family's all that we got? Everything I went through, you were standing there by my side. And now you gon' be with me for the last ride. So let the light guide your way. Yeah. Hold every memory as you go. And every road you take. Rimaniamo nel mondo dei bambini, ma ci facciamo aiutare. Giorgia Ionicoci e Andrei Eni. Buonasera. Buonasera. Noi suntem Andrei și Giorgia și suntem aici pentru ziua noastră, a copiilor. Suntem aici și pentru a vă propune să intrați în lumea noastră, numai pentru o oră. În lumea noastră minunată, împreună cu Făt Frumos, Prânzlea cel Voinic, Alpaca Zăpada și Scufița Roșie. Noi suntem George și Andrei. Noi siamo qui per la nostra festa, la festa dei bambini. Siamo qui anche per proporvi di entrare nel nostro mondo, solo per un'ora, nel meraviglioso mondo dei bambini, che si mangia a carine, con cappuccetto rosso e altri eroi delle nostre parole. Și unde te-ai născut aici? Da, la Focșani. Și părinții tăi de unde sunt? Din la Focșani, de România. Și tu aici în Italia spui că ești româncă sau italiană? Așa. Știi o poezie? Da. Îmi spui? Sunt româncă, mă te place, limba mea frumoasă. Sunt româncă, mama face, o e frumoasă. Mâine o vor purta cu drag. Este o zi mare. Mine se numere Sfântă Sărbătoare. Vom face o horă mare. De mână ne vom ține, din notare în notare, nu s-o mânc ca mine. În ce clasă ești tu? Prima apă. Îți place la școală? Da. Ce îți place la școală? Îmi place că stau în companie, îmi place să fac lecții, îmi place matematică. În România îți place? În vacanță o să mergi? Da, îmi place mult. Ce faci acum? Mă duc cu verișoara mea, calcoare, bunicii, am mamaiele. Ți-l dor de bunici? Mult. Ce le-ai transmite lor acum? Că iubesc mult, că îmi doresc să stau cu el acum. Cum îi salut tu pe cei din jur? Sunt întrebată. Mama mea și tata vreau
unde noi putem acolo Florești și Valvereu. Îți place să mergi acolo în vacanță? Da. Ce îți place să faci acolo? Să ne joc și sau cu mama, tata și bunicii. Și bunicii? Da. Îi iubești pe bunici? Te vezi față? Tu citești povești? Da. Care e povestea ta preferată? Și povești în limba română ai citit? Nu. La școală îți place să mergi? Ce îți place? Ce materie îți place la școală? Pictură, muzică, istorie și sport. Vrei să câștigi? Da. Cum îi salut tu pe cei din jur? Sau și m-am născut la Roma, am 6 ani jumate și mă duc la școală. În ce clasă ești? Prima. Îți place la școală? Mm-hmm. În România? Unde mergi? În România? Îți place acolo? Pe Goria. Ești bucuroasă că particip la acest concurs? Îți plac rochițele pe care le prezinți? Da. Care limba îți place mai mult? Română sau italiană? Italiană. Italiană, că vorbești mai mult la școală. Da. În vacanță ce o să faci? Mergem la Mamaia. La Mamaia. Pe cine iubești mai mult? Mamaia sau pe tataia? Pe Mamaia. Cât de mult o iubești? Mult. Îi transmiți un salut? Mamaia. Mamaia de la Văsuri. Tu ai și o surioară de amână? Cum se numește? Și? Vă înțelegeți bine? Da. De la școală vă confundă? Ceilalți? Da. Da? Și profesorii te confundă? Vă confundă? Câteodată. Câteodată. Eu sunt stânga, ce ea de dreptate. Scrii cu stânga. Și scrii mai repede decât ea. Ai luat primul întâi? De cât timp tu faci tu un not? De 2 ani. Și îți place? Da. Cât de des mergi la not? De 2 ori pe săptămână. Îți place să mergi la școală? Da. Care e materia ta preferată? Matematică. Cât face 10 plus 10? 20. Sigur? Da. Tu ce le spui colegilor tăi de la școală? Că ești român sau italian? Ești mândru că ești român? Da. În România îți place când mergi în vacanță? Ce îți place să faci în România? Îmi place de zăpadă, prieteni mulți, pasă. Dar în România e zăpadă tot timpul? Și vara? Și ai vrea să câștigi? Cum îi s-a ales tu pe cei din jur? Îți place să desenezi? Da. Și ce desenezi la școală? Mama, tata, Elisa. Cine e Elisa? Sora mea. Și vă înțelegeți bine voi două? Da. Vă jucați împreună? Da. Tu știi să-mi spui o poezie? Vădă zicumă, mile campane, sună la festa, stângăle mele de chestă. Vădă zicumă, multise campane mini, spoană noroci dintr-o coare, facendo-i coreografia. Quando dico mamma, sento cantare tanti uccellini dentro al giardino del mio cuoricino. Grazie mamma, perché mi ascolti con tanta pazienza e di sorrisi non ne resti mai senza. Tanti auguri mamma. Yeah.
Și tu mergi la urmă? Dar te și bați cu alți copii? Nu. Nu? Ești cu minte? Da. Singur? Da. Sunt totul și pe mama? Da. Părinții tăi de unde sunt din România? E de la București. Dar tu e de la Foșani. Ce îți place când mergi acolo? Da. Ce îți place? Animalele. A, îți place să te joci cu animalele? Da. Cu care? Cu pisicile, cu căței? Da. Dar aici nu ai pisici și căței? Nu, căței doi. Ai doi căței? Da. Și bunicii unde sunt? Unul la Roma și doi în România. Și cei din România îți lipsesc? Tu ai un prieten de joacă? Da. Cum se numește? Molinari. Vrei să câștigi la acest concurs? Da. Cum i-s adus tu pe cei din juriu? În ce clasă ești tu? În prima. Ești în clasa întâi? Ce îți place la școală? Da. Ce îți place? Să ne. În România, în vacanță, mergi? Da. Îți place acolo? Da. Ce îți place acolo? Îți place să mergi pe câmpie? Da. Te bucuri că participi la un concurs? Ai mai fost la alte concursuri? Nu. Dar ce este pe 1 iunie, tu știi? Ziua copiilor. Și asta înseamnă că e și ziua ta, nu? Da. O să primești cadou? Da. Ce cadou ai vrea? O păpușă. Peste puțin timp intri în vacanță. Unde o să te duci în vacanță? Am venit de la piscină. De cât timp faci not? De 4 ani? Da. Îți place? Da. Și părinții de unde sunt din România, știi? Foșani. Îți place să mergi în România? Da. Ce-ți place în România? Ai prieteni acolo în România? Da. Cum se numesc prietenii tăi? Alexandra și Elena. Bunicii unde sunt? România. De România? Da. Ți-a dor de ei? Da. Ai vrea să câștigi acum la concurs? Da. Cum îi saluți tu pe cei din jur? M-am născut în Italia. Părinții tăi de unde sunt? Din Botoșani. În ce clasă ești tu? Intra a patra. Și ce faci tu în timpul liber? În timpul liber stau și fac recreațiune, joc și mănânc. Îți place în general să te îmbraci în costumul popular? Da, îmi place mult să mă îmbrac cu costumul popular. Și particip în general și la evenimente, la concerte? Da. Deci este un event important și frumos. Știi să ne zici o poezie? Da. Zile astea.
Limba noastră. Limba noastră e o comoară, în adâncuri infundată, un șirat de piatră rară pe moșie revărsată. Limba noastră-i foc ce arde într-un ranț fără veste, s-o trezim de sân de moarte ca viteazul de-n poveste. Care este limba ta? Română sau italiană? Așa și așa. Amândouă? Da. Care îți place mai mult? Română. De ce e mai frumos și mai simplu, dar e și mai complicat să scrii. Vrei să câștigi? De cât timp joci tu fotbal? De 4 ani. Și pentru cine ești suporter de ce echipă? Care e jucătorul tău preferat? Pe viitor ai vrea să joci într-o echipă adevărată? Și părinții tăi de unde sunt din România? România. De unde? Tată din Cătăneam și mama din Băcău. În România mergi în vacanță? Da, e tot de fapt. Și ce-ți place să faci când mergi în vacanță în România? La bunici, la bunici, la bunici. Văd că ai o tunsoare mai deosebită. Da. Îți place? Da. Tu ai vrut să fie așa? Da, mă rog. De unde sunt părinții tăi? Mama din Vaslui și tata din Băcău. Și unde îți place ție mai mult, aici sau în România? În România. Și am 8 ani. Și sunt româncă, dar m-am născut în Italia, la Roma. De unde sunt părinții tăi? Mama din Vaslui și tata din Băcău. Și unde îți place ție mai mult, aici sau în România? În România, pentru că sunt mai mulți copii și sunt și bunicii mei și pot să stau mai mult cu ei și mă simt mai bine. Mergi în fiecare vacanță acasă? Nu fiecare vacanță. Ce faci tu în timpul liber? Câteodată fac lecții și când nu am, mă joc cu surorile mele. În ce clasă ești? Sunt în a treia. La ce înveți cel mai bine? Matematică. Vrei să câștigi? Da. Ai mai participat la alte concurse? Lupu Marius, am 9 ani, sunt născut în Italia, 18 octombrie 2005. Fac de sport Kung Fu, materia mea preferită este matematica și italiana. Cât face 4 ori 5? 20. Sunt în clasa 4. Am fost în vacanță și în România, la Focșani, la București și la Castelul Vran. Vrei să câștigi? Da. Vrei să saluți pe cineva? Da. Pe cine? Câți ani ai? 6 și jumate. Părinții tăi de unde sunt? Din Galați. Îți place să vorbești românești sau italiană? Italiană. La școală îți place? Da. Ai și prieteni? Ce îți place la școală? Să scrii. Să scrii? Și poezia ai învățat la școală? Da. Fii la stracă divertente, fii la stracă acolo cu ei, ora parto per folli, fila strocca.
qui qua qua, corrono tutti di qua e di là, quadro, querta, aquiloni e le ciambelle sono qua, bevo un goccio di liquore con mio nonno Salvatore. Da, vrei să câștigi premiul tu? Avem un concurent care se va prezenta acum. Abbiamo un concorrente che si presenterà adesso. Mi chiamo Matteo, sì, ho 7 anni. Della Romania. Ce ți place să faci când mergi în Romania? Îmi place să stau cu bunicii mei. Mai sunt alte probe în concurs?
Georgia, aș avea o mare curiozitate. Aș vrea să știu, doamna ambasador, care este povestea preferată a dumneavoastră atunci când erați copil? Așa cu casurioara mea. Poveste care mi-a plăcut mult și de care mi-aduc aminte întotdeauna cu plăcere este Prâslea cel Voinic și Merele de Aur. Dar nu știu câți dintre voi o știți? O știți? Prâslea cel Voinic și Merele de Aur? Dacă nu o știți, dacă mai sunt copii care nu știu, eu ar zice așa, când ajungeți diseară acasă, să rugați pe mami sau pe tati să vă spună povestea asta, Prâslea cel Voinic și Merele de Aur. Sigur că acum suntem în epoca internetului, deci să dăm o cale de ieșire și pentru mami și tati. Dacă mami și tati nu-și mai amintesc Prâslea cel Voinic și Merele de Aur, cu siguranță o găsiți pe internet. Dar poveștile e bine să le ascultați, să vi le spună cineva drag. Asta e farmecul unei povești și asta o spun în special pentru părinți care ar trebui să nu uite și să vă spună povești în limba română. Încă o dată, mulțumesc pentru importanța pe care mi l-ați atribuit în această seară. Andrei, vorrei invitare un'altra persona dalla giuria. Il signor Emanuele La Tagliata di Romi TV. Allora, innanzitutto grazie. Quindi vi aspettiamo tutti quanti alle anche prossime edizioni, ma vi aspettiamo a Romi TV perché comunque voi siete il futuro, siete il nostro futuro, quindi vedere questi ragazzi che già si muovono come degli adulti vuol dire veramente tanto. Io vi ringrazio perché spesso vediamo in televisione questi programmi come X Factor, The Voice, che sono dei programmi belli ma sicuramente sono asettici, e dico che io sono ancora che sono qui e mi sto veramente divertendo. Quindi lasciamo stare la televisione, anche se vengo dalla televisione, e divertiamoci con questi spettacoli perché poi ci permette di conoscerci, di stare insieme, di condividere. Ormai oggi con l'iPad, con tutte le PlayStation, non c'è più comunicazione. Ecco perché dico, io ringrazio gli organizzatori di questo evento, ma spero che questi eventi si facciano sempre più spesso, perché stare in mezzo alla gente aiuta a crescere e a conoscerci. Grazie. Gata, noi am obosit. Mergem să facem o mică pauză de joacă și revenim. Între timp, vă lăsăm pe mâini bune cu Arpeggio și Roa. Noi siamo stanchi, andiamo a fare una pausa, giochiamo un po' e poi torniamo. Nel frattempo vi lasciamo in buone mani con Arpeggio e Roa, divertimento garantito. Funzioni da Serena Cicero, la sponsor che ha contribuito a organizzare l'evento nostro. Romania, deposito e produce alimentare romanesco, pan dolce, pâtisserie di Ladispoli, cicchie tradizionale romanesco, produttore di costume popolare romanesco. Funzioni da essere nascita con Iulia Amanda per la giunta a portare. Ringraziamo Mica Spose per una bellissima sfilata e ringraziamo anche gli altri sponsor, Romania, deposito di prodotti alimentari romani, pan dolce, forno di prodotti tipici romeni di Ladispoli, pie tradizionale romanesco che produce vestiti tradizionali romeni e anche Iulia Manta per il suo significativo contributo. Come state mai in cucina? In prima parte va presentato tutto il gruppo di loro nostre, niente da riconoscere. In dicembre 2014 Arpeggio Cântă che ha invitato a concorso tipo le stelle cantano, la Latina. În acest mod, printre spectatori, întâlnește și grupul Roa. Suntem onorați să avem printre noi fondatorii concursului Piccole Stele Cantano, Loris Ghidoni, Susana Principe, Michele Trotta și Toni Sant'Agata. Nella prima parte vi abbiamo raccontato il nostro passato prima di conoscerci. Nel dicembre
novembre del 2014 Arpeggio è ospite nel concorso Piccole Stelle Cantano a Latina ed è lì che incontrano tra il pubblico di tutto Roma. Siamo anche onorati di avere tra il pubblico gli incontratori del concorso Piccole Stelle Cantano. Invitiamo Loris Bidone, Susanna Principe, Michele Trocca e Tony Santana. Io vi ringrazio, io sono emozionato, non solo loro, Tony Santagata forse un po' meno perché lui è abituato ad avere una grande platea, un grande pubblico, per noi un po' meno. Ringraziamo tantissimo questa opportunità di stare insieme con voi, perché Piccole Stelle Cantano e grazie a loro che sono stati con noi, oggi possiamo essere qui. Nasce proprio con questo intento di mettere insieme i bambini, dietro i bambini ci sono le famiglie, attraverso una passione che è il canto. Piccole Stelle Cantano sta girando un po' tutto l'Italia e uno dei nostri partner, chiamiamolo così, siete proprio voi. A Latina, noi veniamo da Latina, c'è una comunità molto bella e di cui noi siamo particolarmente legati. E questo c'è un modo, ecco, di conoscerci di più e attraverso la legge. Io spero di poter fare una selezione qui, da voi, con i vostri bambini, in modo che facciamo in modo che questo spirito di mettere insieme le famiglie e le comunità, le etnie, ci siano queste opportunità, oggi siamo qui. Questo è quello che dico io. Poi, con Piccole Stelle Cantano, noi abbiamo la gioia di essere stati adottati da Tony Sant'Agata, un personaggio che per noi è la storia italiana, lo sappiamo tutti, insomma, che lui anche, noi siamo vicino a lui, non lui vicino a noi, perché è una cosa ben chiara questa che io dico sempre, che è una modestà. E quindi io lascio intanto, non so se vuol dire due parole prima Michele, qualcosa Susanna, e lasciamo per l'ultimo. Io ringrazio tutti perché la Romania per noi è particolare, questo è un concorso che è solo solidarietà. Noi siamo partiti dalla Romania perché ci ha affiancato tantissimo a questo concorso e speriamo di continuare, solo questo voglio dire. Però vorrei ringraziare stasera un'altra persona perché noi siamo in tre, per essere i fantastici quattro manca un'altra persona. Elena, ci segue dappertutto. Un grosso abbraccio ad Elena. Grazie. Buonasera, io ho soltanto accettato di essere il testimonial e di essere anche il direttore artistico di questa grande manifestazione che Piccole Stelle Cantano. Ho avuto la gioia di essere insieme a tanti ragazzi, ma ho avuto anche la gioia di essere insieme a questi due gruppi fantastici. Vorrei un applauso da parte vostra. Grazie da parte mia. Io vi saluto con una piccola citazione di una mia canzone che credo sia arrivata anche in Romania. Ho cantato al Festival della Bulgaria come ospite d'onore, sono stato a Praga al Teatro Royal, sono stato a Mosca, la Romania mi manca ragazzi. E siccome io in effetti ho un grande amore per un popolo che è molto vicino a noi, beh, insomma, io spero di poter essere anche una volta in questa grandissima nazione che è la Romania. Grazie ragazzi. Vorrei scoprire la tua bocca di baci, di baci, di baci, per dirti quanto mi piaci e poi tenerti sul cuore. Grazie. Visti e piaciuti. Meno di un mese dopo cominciano le prove insieme
e nel giro di soltanto 3 mesi, dopo 4 esibizioni, sono qui per il loro concerto inaugurale. Arpeggio e Roa canteranno per voi Alei Codrule, Pade Colarie No, Mi ha fuggito Rude a casa, Sci a casciano. La prima canzone, Alei Codrule, è classificata come Doina. Doina è un canto popolare lirico che esprime sentimenti di amore, sofferenza e malinconia. Si chiama anche canto lungo per il modo in cui si interpreta. Le altre canzoni parlano dell'amore giocoso e del dolce, che è un concetto molto frequente nelle canzoni popolari rumene. Questo perché il dolce può descrivere tantissimi stati d'animo, dalla profonda sofferenza fino alla gioia per l'imminente incontro tra gli amanti. Buon ascolto. Thank you.
conductorul de acasă, domnul, uite a fost femeia frumoasă, domnul, și a fugit cam de îndrăcat, a prins venea de-a plecat, și mi-e teamă ca ghețea, domnul, și a fugit cam de îndrăcat, a prins venea de-a plecat, și mi-e teamă ca ghețea, domnul. Dar s-a întors la săptămână, domnul, cu trei flori de gheață în mână, domnul, și un bărbat îmi spunea, și un bărbat îmi iubea, parcă legă-n-a dustea, domnul, și un bărbat îmi spunea, și un bărbat îmi iubea, parcă legă-n-a dustea, domnul. Domnul, s-a topit de steaua cinsă, domnul, și din domnul călător, a rămas doar dorul tor, mai lacrimă și zbor, domnul, și din dorul călător, a rămas doar dorul tor, nu mai lacrimă și zbor. Acasă, domnul, cât a fost vremea frumoasă, domnul, și-a fugit cam de îndrăcat, la prins vremea de-a plecat, și mi-e teamă ca greța, și-a fugit cam de îndrăcat, la prins vremea de-a plecat, și-mi-e treabă ca gheța, dorul. Și-a fugit cam de îndrăcat, de-a visenea de-a plecat, și-mi-e treabă ca gheța, vogliamo presentarvi anche i nostri costumi popolari.
fiecare dintre concurenți. Cum in ogni concorso abbiamo una piccola domanda da fare ad ogni concorrente. Sono domande riguardanti titoli e personaggi delle favole rumene, che purtroppo non siamo riusciti a tradurre perché non hanno il corrispondente in italiano. Care este numele corect al poveștii? Capra cu trei, picioare, ies, coarne, cioban. Hai greșit. Capra cu trei, picioare, ies, coarne, cioban. Doblac, castravete,
sau fasole? Quella dei moschettieri.
dintre noi cunosc inițiativa domnului Marius Lupu, care împreună cu un grup de voluntari români a realizat proiectul Noi Suntem Aici. Intenția lor este de a transmite că sunt aici în Italia și vor să se întoarcă acasă într-o România mai bogată. Inițiativa este apolitică, participații sunt simpli cetățeni, nefiind constituiți într-o asociație. Mulți din noi care au intrat în inițiativa din Cristina, care este a dat de voluntari romeni, a realizat un proiect Noi Suntem Aici. Il video che vedremo ha lo scopo di trasmettere la loro voglia di tornare a casa con la speranza di un futuro migliore per la Romania. L'iniziativa è apolitica e i partecipanti sono semplici cittadini. Buona. Părinții mei sunt români și eu sunt tot român. Vrei să te joci cu noi românește? Sigur, da. Ia această cuvânt și anunță pe toată lumea că suntem aici. Să ne vadă și străinii, că nu suntem cum presa uneori vorbește. Oameni cu suflet ca românii, oriunde ar căuta ei, nu găsește. Da, mai avem și crengi uscate, dar nu există doar la noi. Oameni cu suflet, oriunde întâlnești în cale, și oameni buni și oameni răi. Români frumoși și orgolioși, buni și mândri de a fi români. Purtați drapelul glorios. De aceea noi suntem aici, toți oameni buni. Suntem aici de 2000 de ani, columna lui Traian, de Chezășie. A fost și suntem un popor măreț și faptele se văd pe fresca încă vie.
Se vede sângele vărsat de cei care au luptat doar pentru glie. E însuși el, e Decebal, căruia îi mulțumim de o veșnicie. Suntem aici și Dumnezeu e chezășie. Că n-am uitat a noastră glie, nu am schimbat nici portul, dar nici vorba. Și suntem mândri de strămoșii noștri. Ei ne-au lăsat o țară, cum alta în lume nu-i. Dator suntem cu toții să o slăvim și să o cinstim. Așa cum au dorit strămoșii noștri, suntem aici, dar dorul ni-i departe, la munți, la dealuri și ale noastre sate. Că le-am lăsat cu lacrimi și durere, dar vom fi treji când țara ne va cere. Să dăm al nostru sânge, zâmbind și cu plăcere. Căci țara e locul cel mai sfânt, e locul în care ne-am născut. Dar cum al vieții val e veșnic în mișcare, noi am ajuns peste hotare. Dar spunem tuturor ca să se știe, suntem aici cu dor de România. Să trăim ca altă dată. Noi suntem aici! Nu mai plece din țară, vreun tată sau mamă. Noi suntem aici! Da! Noi suntem aici! Pacea! Străinătate își arată lor valoare, toți cu suflete curate în straie de sărbătoare. Se întâlnesc cu bucurie să-i facă cinste țării, bucură-te Românie că tu ești plină de glorie. Trecem prin momente grele, însă tot uniți suntem, dincolo de bariere tricolorul îl avem. Și aici în străinătate astăzi flutură cu drag. Thank you.
Sunt cu nepotul de rumba, sunt cu nepotul de rumba, sunt
noastră a fost foarte grea, asta vă spun cu sinceritate și ați văzut și dumneavoastră de ce. Da? Ne-a fost greu să decidem, dar hotărârea pe care am luat-o, ea este așa. Și se acordă titlul de prânz la cel bolnic și merele de aur, e firesc să încep eu cu acest premiu, se acordă artistului Mateo Ștefan Băietu. Mulțumim sponsorilor care au contribuit la organizarea acestui spectacol.
România, depozit de produse alimentare românești. Mica Spose, magazin de îmbrăcăminte de produs și ceremonie. Pan Dolce, patiserie din la Viscolin, fie tradițională românească, producător de costume populare românești. Și lui Leonardo. Avem o altă surpriză de 3 minute la final. Cine vrea să răspunde, poate să rămână. Vă mulțumim de sponsorilor. Ringrațiamo tutti gli sponsor che hanno offerto il loro contributo. Romania, deposito di prodotti alimentari romeni, Mica Spose, negozio di abbigliamento da cerimonia, Pan Dolce, forno di prodotti tipici di Ladiscoli, e tradizionale romanesca che produce resti tradizionali romeni. Ringraziamo anche Iulian Manca per il suo contributo. Per l'Accademia, per l'ospitalità, mulțumim lui Tudor Alexandru Angheloiu, care s-a ocupat de sunet, domnului Emanuele La Tagliata de la Romic TV, mulțumim Andrei Botu, care mâine la ora 13 va susține primul concert în Italia, la Complexul Polisportiv Corneziana, mulțumim publicului pentru prezența numeroasă, care demonstrează că românii încă iubesc folclorul, iar aceasta trezește interes în rândul prietenilor și de alte naționalități care ne ascultă. Și nu în ultimul rând, am dorit să mulțumim celor ce au făcut posibil acest spectacol, excelența sa Dana Manuela Constantinescu, ambasador al României în Italia, și Elenei Costelnicu, jurnalistă de tot și la România. Innanzitutto ai nostri due piccoli padroni di casa, dove sono? Andrei? Andrei? E Giorgia? Andrei e Giorgia? Sul palco, per favore. Andrei și Giorgia? Aș vrea să mulțumesc și eu Academiei din România pentru găzduirea din această seară. Aș vrea să mulțumesc tuturor celor care au făcut posibil acest minunat spectacol. M-am simțit extraordinar. Mulțumesc grupurilor Arpeggio și Roa. Vă felicit pentru ceea ce faceți și vă doresc să aveți în continuare ocazia să dați spectacole așa de frumoase ca cel din seara asta. Mulțumirile mele au început cu ei, Georgia și Andrei, care ne-au ajutat să facem o seară frumoasă. În încheiere, ar mai fi de spus un mulțumesc, cred că am mulțumit tuturor, aș mai avea să spun un mulțumesc lor. Pentru că de 3 luni încoace, de când repetăm, ne-am văzut de foarte multe ori, am repetat intens și am devenit în doar 3 luni un grup adevărat, o echipă, toți muncesc, toți lucrează, au lucrat pentru muzică, pentru dezvoltarea culturii noastre și am alergat și am făcut ce ne-a stat în putință pentru a ne prezenta bine în seara în fața dumneavoastră. Sperăm că am reușit. Mulțumesc încă o dată. Mulțumesc! Mă simt onorat că am avut echipă. Mulțumesc!
Allora, ricordo a tutti quanti che da lunedì potrete vedere questa bellissima festa, potete vedervela su YouTube e mercoledì o giovedì la vedrete poi su Robin TV sul canale 231. Io naturalmente invito voi, già ve l'ho detto prima, comunque vi invito alla prima edizione che abbiamo, la prima serata che ci sarà, vorremmo che anche gli italiani vedano quanto siete bravi. E poi naturalmente i ragazzi sono tutti scritturati, quindi li aspetteremo anche loro perché sono dei veri talenti. Io vi ringrazio e soprattutto vi ringrazio da italiano, perché veramente la Romania ha tanto da scoprire e io spero che voi siete i testimoni di questa cosa che purtroppo tanti italiani ignorano. Quindi io vi prego veramente di cuore, dovete andare in giro, farvi vedere, perché avete una grande energia e una grande volontà di far vedere cos'è la Romania, perché la Romania, non lo dico, lo dico da italiano ma mi sento mezzo rumeno, è una grande nazione che veramente non ha nulla da invidiare a nessuno, quindi grazie veramente di esistere, grazie.